Bine v-am regăsit, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. București TV găzduiește în această seară o confruntare electorală între doi dintre candidații la alegerile prezidențiale. Jurist, absolvent al Universității Harvard, cu o bogată experiență în domeniul financiar-bancar, fost secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, doamna Ramona Ioana Brunsels, este candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație. Actor plecat din țară în mai 1989, reîntors, restabilit în România, nu reîntors, ci restabilit în România în 2011, fost ministru al românilor de pretutindeni. Domnul Bogdan Stanoievici este candidat independent la alegerile prezidențiale. Bună seara și bine ați venit la această confruntare. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. O să o rog pe doamna Brunsel să-mi permită să-mi scot haina, pentru că o să fiu mult mai în largul meu ca să putem dezbate. Deci vom avea o dezbatere relaxată, dar în același timp constructivă. Cel și extrem de plină de curtoazie, pentru că eu față de femei am o admirație și un punct de vedere foarte special. Eu am fost crescut de o femeie singură, mama mea, deci mi-a insuflat această grijă față de femei și deci niciodată nu voi ataca o femeie, chiar dacă nu e cazul, dar chiar dacă ar fi un adversar redutabil, voi rămâne întotdeauna într-o relație amicală. Mă gândeam că aș fi putut să aduc în studiu aici pentru o confruntare cu dumneavoastră niște doamne care poate ați fi avut niște reproșuri să le faceți, dar să depășim acest moment. Păi doamnele, dacă care te referi, cred că știu. Din punct de vedere politic, evident. Din punct de vedere politic discutăm. Fac parte dintre premianți, cei ce refuză dezbaterile și deci cei ce încurajează în felul acesta minciuna. Pentru că în momentul în care refuzi o dezbatere când ești candidat, deci când ceri oamenilor celor mulți votul, automat trebuie să accepți că ai pierdut deja, pentru că minciuna nu are cum să câștige. Iată, niciodată. Cu atât mai bine că suntem aici în cadrul acestei confruntări. V-am făcut câte o scurtă, foarte scurtă prezentare. Aș vrea să vă rog să, dacă simțiți nevoia, să adăugați la prezentarea mea, știu eu, niște lucruri care vă definesc, care vă descriu mai bine publicului. Chiar vă rog să o faceți. Doamna Ramona Ioana Brunsels. Aș sublinia faptul că sunt româncă 100% și spun asta datorită numelui de familie care îi intrigă pe mulți și care pe alții îi face să creadă că nu aș fi româncă. Sunt româncă 100%, născută la Cluj, din părinții români, cu bunici țărani, din județul Sălaj. Am două fetițe de 7 și de 9 ani. Am absolvit facultatea de drept la Cluj, apoi am venit în București, unde am intrat în sectorul financiar-bancar. Aici, după câțiva ani, am ajuns din funcția de consilier client, de manager de relații într-o sucursală, am ajuns la vârful ierarhiei în cea mai mare bancă din sistem. Apoi am plecat în Africa de Sud, unde am trăit timp de 3 ani, împreună cu soțul meu și cu fetițele noastre. Acolo am voluntariat pentru o organizație care avea grijă de copilașii abandonați, după care am fost admisă la școala de guvern, la Harvard Kennedy, și am fost acolo la un masterat pentru managementul administrației publice, un masterat pe care sper să nu interpreteze oamenii că spun cu lipsă de modestie, dar e important să spunem aceste lucruri, pentru că unii au zis, ai fost la un curs online. Nu, nu este adevărat, am fost și am învățat 24 din 24 timp de multe, multe luni acolo și am terminat cu două premii speciale, cu niște onoruri, rugată să duc steagul universității. În consecință, am încercat să reprezint întotdeauna peste tot pe unde am fost România la un anumit nivel. Am revenit în țară, am condus proiectul Repatriot, dedicat diasporei române, după care, într-adevăr, am ajuns în Guvernul României. Întâi pe o poziție de consilier de stat al premierului Mihai Tudose și apoi secretar de stat răspunzând de relația cu Statele Unite ale Americii, iar apoi am plecat odată cu plecarea premierului Tudose din guvern, pentru că eu eram pe poziții apolitice și, în consecință, nu puteam să rămân. Și m-am întors în guvernul Dăncilă pe poziția de consilier de stat pentru mediul de afaceri. Mi-am dat demisia din această funcție în 24 mai, respectiv chiar înaintea alegerilor europarlamentare.
Domnule Stanoievici, ce s-ar mai putea spune despre dumneavoastră și ar fi interesant pentru electorat? Cred că ce este important, bun, meseria de actor, asta, pe aceasta o practic în continuare, eu chiar am o meserie și o practic, spre deosebire de un alt candidat care face parte dintre premianți și care nu mai e de mult actor, dar sigur, e bine întotdeauna să spunem că suntem actori, dă bine la public. Deci, meseria mea este aceasta și aceasta va fi întotdeauna. La domnul Mircea Diaconu, ca să nu-l cităm. Aranjăm lucrurile așa cum trebuie. Da. Nu puteți nega, este un actor, știu eu, cu o contribuție importantă la cinematografia românească, cel puțin. A fost un actor important în cinematografia românească. M-a amuzat de altfel o frază pe care a spus-o un alt candidat, tot dintre premianți la președinție, spunând Mircea Diaconu a fost un actor foarte bun în roluri de prost. Și mi s-a părut răutăcioasă. Și în roluri de băiat deștept. Mi s-a părut răutăcioasă. Mere Roșii, de exemplu, readuc în memorie acest film. Da. Juca rolul unui medic care nu lua șpagă. Da, lucru neconceput în România. Lucru care acelor ar fi bine să revină da, în România. Da. Actualmente eu sunt managerul general al Circului Metropolitan București și aici lansez un challenge oricărei persoane care zâmbește în colțul gurii atunci când aude cuvântul circ, pentru că vreau să precizez, Circul Metropolitan București este circul oficial, instituția de cultură și nu circul paralel, pentru că toți suntem în epoca fel de fel statelor paralele, subterane, extraterane. Deci nu circul acela paralel de la Parlament. Nu. Circul care înseamnă artă. Și de aceea lansez un challenge oricui are o impresie defavorabilă despre această meserie, să vină să vadă ce înseamnă artistul de circ și este cea mai grea meserie. Și o spune un actor care face parte, deci, din sistemul artistic. În același timp, asta mi-a permis să demonstrez și abilitățile și capacitatea mea de management, nu pentru că n-aș mai fi făcut, am făcut-o și în Franța, dar pentru că a trebuit să iau o instituție de cultură foarte importantă, care era într-o gaură neagră, și să o repun pe hartă, cum se spune la noi, împreună cu directorul artistic care este Sandalado și cu toată echipa acestei instituții și am reușit la acest moment să facem din circ o bijuterie a capitalei și a României, un loc în care străinii vin pentru că este singurul loc de cultură în care bariera limbii nu are niciun fel de importanță. Și ca un stat, orice instituție funcționează exact pe sistemul piramidal al unui stat. A fi președinte înseamnă a fi și un bun manager care să știi să găsești soluții. A critica, a spune nu, a nega ce se întâmplă, e ușor. Mi-ați domnule Stanoievici, prima întrebare din știam eu, cele legate de această confruntare electorală. Voiam să vă întreb cum vedeți atât dumneavoastră, doamna Ramona Ioana Brânză, cât și dumneavoastră, domnule Bogdan Stanoievici, rolul președintelui în statul român. Păi, o să vă rog. Lăsăm pe doamna Brânză să spună. Mulțumesc. Ceea ce trebuie și lucrul de care are nevoie cu adevărat România în acest moment, are nevoie România de un președinte mediator cu adevărat, un președinte implicat. Un președinte care să fie capabil să adune în jurul său toate forțele reprezentative ale societății românești, indiferent că ele provin din mediul politic, respectiv toate partidele care în momentul de față sunt reprezentative pentru România. Forțele sociale, sindicate, mediul de afaceri, mediul academic. Președintele trebuie să poate fi imparțial și să fie al tuturor, în așa fel încât să-i adune pe toți în jurul său și împreună să punem bazele unui hai să lumim proiect de țară, că așa s-au obișnuit oamenii. Dar eu aș spune, hai să stabilim împreună care ne sunt prioritățile, hai să ne dăm mâna pe aceste priorități, că or fi ele, infrastructură, educație, sănătate, întoarcerea diasporei acasă, încurajarea natalității, să ne dăm mâna pe acestea și să le lăsăm în afara conflictului politic. Aceste lucruri trebuie împinse și sprijinite de toți factorii sociali și politici din România. Ei bine, ca să putem să avem asta, este nevoie ca președintele să-și ia în serios rolul de mediator și, după cum am spus, să fie imparțial. Ceea ce în viziunea mea înseamnă că acest președinte imparțial nu poate să provină din partea unui partid mare.
Pentru că, după cum am văzut noi în istoria recentă a României, un președinte care vine dintr-un partid mare nu va reuși niciodată să pună la o parte și să lase la o parte istoricul lui cu acel partid. Dacă un om este creat 20-30 de ani în cadrul aceleiași partid, dacă el s-a identificat pentru o perioadă atât de lungă de vreme cu carnetul de membru de partid și dacă partidul l-a făcut cine este, vă dați seama că n-are cum în momentul în care ajunge acolo, chiar dacă își dorește, n-are cum să devină totalmente imparțial, pentru că partidul acesta îl va trage de mânecuță, îi va aminti că el este cel care l-a creat și va spune, îți mai amintesc totodată că la anul avem alegeri generale. Cum te uiți tu la mine în mod egal și la mine și la pesediști și la useriști și așa mai departe? Pentru că noi trebuie să câștigăm alegerile. Ei, vedeți, de asta este foarte important să avem fie un președinte cu adevărat independent, fie un președinte care să fie susținut de un partid care să nu se regăsească în mediul parlamentar în acest moment, astfel încât președintele să fie cu adevărat imparțial și să fie perceput de către cei din jur ca fiind imparțial. Pentru că chiar dacă tu vii și spui, sunt imparțial, dar sunt din PSD sau sunt din PNL sau din USR, ceilalți nu te vor crede niciodată. Întotdeauna te vor suspecta că îi favorizezi pe ai tăi. Sună foarte logic ceea ce spuneți dumneavoastră, dar îmi permit să vă atrag atenția că dacă, știu eu, candidatul unui partid mic câștigă alegerile prezidențiale, deja partidul mic va crește și nu va mai fi un partid mic. Depinde, într-adevăr, de sondaje și depinde dacă, într-adevăr, candidatul este, să spun așa, produsul acelui partid. Bineînțeles că nu poți să ajungi fără să fii susținut. Și în cazul meu, am avut lângă mine lideri de organizație ale Partidului Umanist extraordinari. Oameni care m-au ajutat cu strânsul de semnături, oameni dedicați, oameni care îmi țin flacăra vie în acele comunități și ei merită recunoștința și aprecierea. Însă, vedeți, dacă nu este un partid parlamentar, n-are cum și nu are instrumentele necesare să vină și să controleze scena politică din România și să-ți impună ție, pentru că nici tu, ca și președinte, tu nu ai dreptul de inițiativă legislativă, efectiv. Și atunci, tocmai de asta spun că ai șansele cele mai mari să fii acel președinte imparțial de care România are nevoie. Am înțeles. Domnule Stanoievici, cum vedeți dumneavoastră rolul președintelui în statul român? Președintele, în mod evident, trebuie să fie un arbitru imparțial, dar ferm. Președintele României, pentru că despre asta este vorba, trebuie întotdeauna să ne plasăm în funcție de ceea ce suntem. Tot aud fraza, vrem o țară ca afară. Eu nu vreau o țară ca afară, eu vreau o țară ca la noi, o țară cu noi, cu români și cu toate celelalte minorități care trăiesc pe acest pământ. Asta este important. Să fim la nivelul altor țări, ăsta este subiectul care trebuie dezbătut și care nu se dezbate, pentru că premianții, cum îi numesc eu, nu vin la dezbateri și atunci își trimit reprezentanții, cu care eu refuz să vorbesc, pentru că ce să-mi spună un reprezentant? N-are cum să-mi răspundă nici la nicio întrebare și nici nu poate să-mi spună ceva ce mă poate convinge. Pentru că nu, el candidează. De altfel, în două situații, reprezentanții, era o reprezentantă a doamnei Dăncilă și un reprezentant al lui Iohannis, și care vorbeau foarte bine. Mi-au plăcut foarte mult. Le-am și spus că ar trebui să candideze ei. Cu siguranță aș fi apropiat, pentru că vorbeau bine, chiar vorbeau bine. Și cu sens. Deci, evident că e nevoie de un președinte absolut independent. Degeaba mai spun unii alții că ei sunt independenți. Nu există alt independent. Și asta am demonstrat-o prin însăși faptul că mă aflu acum aici, pentru că am obținut cele 200.000 de semnături. În paranteză fie spus, e o prostie. Nu au nicio relevanță și cele 200 de semnături de susținere nu înseamnă 200.000 de voturi. Pentru că cetățeanul, acolo când este în acea cabină, votează în funcție de ceea ce simte. Mă refer la cetățeanul care votează cu sufletul, pentru că asta încerc să spun întotdeauna oamenilor, votați cu sufletul, oameni buni. Nu cum vă spun sondajele. Sondajele sunt cea mai mare manipulare. Nu votați așa cum încearcă să vă spună să votați specialiștii lui Pește Prăjit. Avem fel de fel de sociologi, de psihologi, de politologi, de gargarologi în general, care fac sondaje.
dacă aș avea 50.000 de euro să-i dau lui Palada sau lui Pieleanu să facă un sondaj, cu siguranță procentul meu ar fi impresionant. Sunt profesioniști respectați în zona lor de activitate. Mă bucur pentru ei, dar sunt manipulatori prin ceea ce fac. Deci nu mă interesează. Nu sondajul contează. Contează ceea ce gândește omul. Ori omul care votează nu poate să gândească dacă nu știe. Revenim la Caragiale de fiecare dată, dar eu cu cine votez? Doar că acela era un cetățean turmentat. Ori noi nu suntem un popor de cetățeni turmentați. Noi nu suntem o turmă de oi, așa cum consideră acești oameni politici care de 30 de ani conduc această țară către prăpastie, pentru că suntem pe marginea prăpastiei. Pentru că am avut 50 de ani de comunism, de beznă. De atunci au trecut 30 de ani de nimic. Eu propun ca din 2020 România să se regăsească din nou acasă, este și sloganul meu, asta însemnând atât românii din România, cât și românii din străinătate, care să-și regăsească acasă lor. De aceea un președinte trebuie să fie în măsură să nu poată fi atacat, să fie curat, cu coloană vertebrală și să poată aduna în jurul mesei absolut toți formatorii de opinie, liderii politici cu care să se dezbată un singur lucru. Problema țării și a oamenilor. Ultimii doi președinți, ca să-i luăm doar pe aceștia, n-au făcut decât să dezbine, să creeze grupuri care să se atace unii pe alții, uitând că scopul lor acolo era exact contrar, și anume acela de a aduce pe toți împreună. Nu este ușor, pentru că vedem politicienii pe care îi avem acum, vedem acești indivizi, un grup infracțional organizat și mi-asum cuvintele, care în majoritatea lor, nu sunt toți, evident, nu putem să-i băgăm pe toți în aceeași oală, mă refer la Parlament. Nu e admisibil să vedem oameni care din 1990 sunt parlamentari, că sunt senatori sau deputați, care au îmbătrânit în Parlament făcându-și din acel parlament o meserie, unii din ei chiar neavând nicio meserie, că a fi manechin nu e o meserie. E unul dintre ei, cred, care a fost manechin. Am dar nu e parlament. Nu e în parlament. E în senat. Tot, nu, tot, nu. E în altă zonă, în administrația publică, dacă vă referiți la același personaj politic la care mă gândesc eu. Nu. Nu mă refer, nu mă refer la... Acum am prins de cine spuneți. La Tăricianu. Da. Ca să, deci tot la domnul Diaconu atacați. Da. Nu atac pe nimeni. Eu doar precizez niște lucruri. Nu se poate. Am văzut o poză relevantă pentru această situație. Era o poză în care este Tăricianu și Vosganian în 90 și Tăricianu și Vosganian în 2019. Sunt aceiași, doar că în 90 aveau puțin mai mult păr, erau bruneți și ceva mai slăbuți. În 2019 sunt tot ei cu părul alb sau cu păr mai puțin. Explicația și mult este mai foarte rotuși. Simplă, domnule Stanoevici. Luați o fotografie din România din anii 90 și una din 2019. O să vedeți că tot diferențele nu sunt foarte mari. Da, nu? Dar este cu totul altceva. Dar acești doi nu s-a schimbat nimic oameni, nici acolo, nici în țară. De aceea e nevoie de o președinte care să poată schimba. Și pentru a putea schimba, în primul rând, trebuie schimbați și avem o șansă acest an absolut excepțională. E că alegerile prezidențiale sunt înaintea alegerilor parlamentare și locale. Deci, președintele României, începând din luna decembrie, va fi în măsură să creeze condiții pentru a schimba toată această clasă politică, punând pur și simplu criterii foarte clare. Oamenii cei mulți trebuie să știe pe cine votează. Acest sistem de vot pe liste este o mare prostie și nu are nimic democratic. Ajungem și la acest capitol. Cei doi candidați la alegerile prezidențiale prezenți în studio au spus că este nevoie de un președinte mediator. Acum România traversează și mulți comentatori politici au folosit acest cuvânt, acest termen, traversează o criză politică. Avem un guvern cu atribuții limitate, nu se știe dacă premierul nominalizat de președinte va reuși să treacă guvernul prin Parlament, traversăm o criză politică. Cât se poate implica președintele într-o criză politică? Președintele mediator, evident, la tipul de președinte pe care l-ați descris, mă refer. Da.
În primul rând, cred, dacă e să vorbim și de ce s-a întâmplat până acum, cred eu că președintele nostru de acum ar fi trebuit să se implice puțin mai devreme, atunci când așteptau și oamenii, imediat după alegerile pentru europarlamentare, oamenii așteptau să fie depusă o moțiune de cenzură care să treacă. A fost depusă, n-a exact, trecut. Da, pentru că ei au hotărât să împingă această moțiune de cenzură și să ne aducă tot acest spectacol la care asistăm acum în buza alegerilor prezidențiale. Pentru că, vedeți dumneavoastră, făcând acest lucru, au ajuns să polarizeze electoratul. Toată lumea vorbește doar despre Dăncilă și despre Iohannis, nu mai vorbește nimeni despre ceilalți candidați, nu mai vorbește nimeni despre alegerile prezidențiale, deși ar trebui să ne gândim serios la asta, pentru că e vorba de destinul țării noastre pentru următorii 5 ani. Și în consecință ei și-au atins scopul. Iată că acum oamenii, cei care îl urăsc pe Iohannis, spun, a, mergem către Dăncilă, cei care îl urăsc pe Dăncilă, merg către Iohannis doar ca să scape de cel pe care îl urăsc. Ei bine, eu îi acuz de totală iresponsabilitate atât pe președinte, cât și pe restul clasei politice din România, pentru că, da, președintele trebuie să dea dovadă de bun simț măcar și de păsare suficientă de ceea ce înseamnă interesul acestei țări și să nu instaleze haosul. Nu poți să vii cu moțiune de cenzură și în final să încurajezi ca acest lucru să se întâmple și tu să nu ai soluția pe care să o pui în loc. Iată că în momentul de față se întâmplă negocieri pe care tot noi le vom plăti, chiar de unele probabil că vom ști mai repede, de altele vom afla mai târziu, vom regăsi diversi oameni, cine știe pe unde, prin ce instituții la un moment dat, vom afla de diverse sume de bani orientate către anumite instituții, către anumite fundații și așa mai departe. Astea sunt mecanismele. Ei bine, președintele ar fi trebuit să nu-și urmeze interesul partidului și să nu-l încurajeze pe partidul său să facă ceea ce a făcut, ci ar fi trebuit să se gândească la țară. Eu așa aș fi făcut și, mai mult decât atât, imediat după alegerile europarlamentare, atunci aș fi împins un astfel de proiect și aș fi instalat un guvern condus de o persoană independentă politic, care să poată să gestioneze țara pe perioada alegerilor, pe perioada, iată, întocmirii bugetului de stat, pentru că noi nu avem buget de stat în acest moment, o persoană care să aibă ca priorități infrastructura, educația, sănătatea, să-și așeze o listă clară de priorități pentru următorul an de zile. Și atunci, această persoană, împreună cu un guvern independent, ar fi putut, într-adevăr, să ofere stabilitate și predictibilitate, două aspecte de care România are foarte mare nevoie, pentru ca să ne fie mai bine, nu de alta. Domnule Stanoievici, mai avem doar 2 minute până în pauza de publicitate, dar cred că este timp suficient ca să ne spuneți cât de mult se poate implica un președinte mediator de tipul celui pe care l-ați descris într-o criză politică similară cu cea prin care trece acum România. Un adevărat președinte are obligația să preîntâmpine orice criză politică. Ori președintele pe care l-avem pentru încă vreo 2 luni, care e foarte clar acest lucru, a făcut exact contrariul. A vrut guvernul lui. De ani de zile ne vorbește despre guvernul lui, de ani de zile când vine acasă printre vacanțe, nu avea decât o marotă, statul de drept, jos corupția și așa mai departe. Lucru foarte just. Dar ce faci tu ca președinte pentru asta? Ce ai făcut tu ca președinte în cazul Caracal, care a zguduit o țară întreagă, când știm de fapt ce se întâmplă acolo și cum se încearcă să ni se bage pe gât o teorie a criminalului în serie, care este o prostie fără margini. Nu poți să decredibilizezi două instituții foarte importante ale statului, cum este Institutul Medico-Legal și DICOT-ul. Nu se poate. Atunci oamenii nu vor mai avea încredere în instituțiile statului. Este inadmisibil. Deci un președinte trebuie să, în primul rând, să preîntâmpine criza, nu să încerce să o rezolve. Ăsta este scopul unui președinte. Dar în momentul în care tu, ca președinte, cel pe care îl avem, asta e, ghinion, faci exact contrariu, când cobori în stradă în timpul unei manifestații antiguvernamentale, indiferent dacă manifestația era justă sau nu, sau problemele erau juste sau nu, nu ai ce căuta acolo, pentru că ești președintele tuturor celor ce trăiesc în această țară. Deci nu ai voie să faci așa ceva. Și asta trebuie stipulat în Constituție. Asta trebuie să facă un președinte. Să fie acel element
catalizator al tuturor energiilor pozitive, pentru că principalul beneficiar în orice situație este cetățeanul. Deci pentru cetățean trebuie să facem, pentru cetățean trebuie să ne preocupăm, pentru cetățean trebuie să găsim soluții. Nimeni nu vorbește despre binele cetățeanului. Binele cetățeanului înseamnă o educație serioasă, înseamnă un sistem de sănătate care să fie pus la punct în slujba cetățeanului. Nimeni nu vorbește despre asta. Avem nevoie de autostrăzi, fără discuție, dar se gândește cineva la amărâtul ăla care stă undeva într-un sat pierdut și abandonat de jumătate din populația satului respectiv și când se duce la toaletă în fundul curții, el n-are nici măcar bani să-și cumpere o hârtie igienică? Sigur, poate să pară un pic îngrozitoare imagine, această imagine, dar este o realitate. Nimeni nu vorbește. Ori asta trebuie să facă un președinte, să nu se ajungă la așa ceva, să preîntâmpine exact ca un medic bun. Medicina chineză are acest principiu. Important nu e să ai mulți pacienți. Ești un medic bun în China dacă nu ai pacienți deloc. Pentru că important e să prevenim, nu să reparăm. O să vă cer îngăduința să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem foarte, foarte repede și continuăm această confruntare electorală. Publicitate, așadar.